Vreau să o încolo. Continuă, mergi mai departe. Pentru că viața să-ți dai relația, exact viața ce îți dorești. Salutare, bămicuților și bine v-am regăsit la un nou episod din Eurotrack și Unitul. Bă, fraților, astăzi suntem în Norvegia, mai precis în Bergen. Și avem marfă care trebuie să ducem tocmai în Oslo. Până în Oslo avem 533 de kilometri, dar nu să fie 533 de kilometri pentru că pe drum o să mai dai eu din filmare, pentru că este un traseu foarte, foarte lung. 533 de kilometri cred că îi fac în jur de o jumătate de oră și chiar nu vreau să lucin o jumătate de oră, pentru că nu știu dacă o uitați la tot clipul. Așa că o să mai ciopărcim din el, cum să spună pe românește, să ciopărcim din el. Băi băiți, am ceva să vă zic, deci am stat în pat, închis o jumătate de oră și am așteptat să se ducă papagalul ăsta în colibie, ca să-mi pot fila pe liniște. Bă, dar nu se duce, mă, nu s-a dus papagalul ăsta deloc în colibie și eu nu pot să fac, că nu stă să le iau chiar în mână. Stă pe mâna mea, dar nu stă să prind, așa că dacă te pătrânează zgomotul papagalului, îmi pare rău și nu știu ce transportăm aici, pentru că nu m-am uitat ce marfă transportăm. Dar să sperăm să ajungem cu marfa ok, fără niciun fel de accident, fără nimic. Nu uitați dacă mai vreți și pe toate din Eurotrack Simulator, nu uitați să apăsați și butonul de like, să strângem cât mai mult de like, cât și am văzut în comentarii micule, dar tu Eurotrack Simulator nu mai pui, nu mai pui, nu mai pui, uite-mă că pun. Dar, într-adevăr, la ultimul clip cu Eurotrack Simulator, s-a ajuns undeva la 9000 de vizualizări, ceea ce este foarte mult pentru mine. Pentru mine, dacă strâng 9000 de vizualizări la un clip sau la un live sau așa ceva, este foarte, foarte mult, pentru că eu nu sunt obișnuit cu atât la vizualizări, știți? Și pe mine îmi umple sufletul de fericire că am văzut atâta susținere din partea voastră. O să-i dăm tare. Nu o să stăm să conducem prudent, dar nu luăm nicio amendă. Pentru că dacă stăm să conducem după legile circulației, mai ajungem la mâine la destinație și nu vrem asta, pentru că vrem să facem un episod scurt. Bă, uite ce frumos e pe aici, mă, ce peisaje frumoase. Nu, băieți? Ia uitați-vă la papagalul meu, deci papagalul meu ia pe mâna mea și mă înciugurește ușor de degete. Nu am ce să fac, măi, că e precum un copil de ăla. Opa, 70 de ore, să crezi tu că e 70 de ore, băi? 70 de ore să mă stiu cu maica ta, băi? Uite, mamă, ce pod mișto! Și cum e băi săcut sus! Holy fuck, chiar e mișto! Eu prin zona asta n-am mers niciodată pe aici. Acum e prima dată când descoper acest traseu, ca să spun așa. Și sunt plăcut surprins, de bine arată. Nu uitați că de seara e posibil să facem live pe paraj. E posibil. Dacă nu facem live cu Paraș, facem live singuri,
M-am făcut până acum data eu, data asta ar face 5 vecini cu abonații. Și mâine seara fac live cu Paraș. Dacă nu e seara asta, mâine seara și cu fac live cu el. Bă, uite mă ce fac ăștia aici, mă. Uite câte... Uite câte de-astea au. Hai, tăticu, hai, tăticu, cargo, 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 că am încărcat-o, dar nu se duce. Hai, mișto, mă, repede. Ai, 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 ai. Bine că n-am avut viteză mai mare. N-am avut unde să mă bag. Am făcut accident în Norvegia. Ne v-am spus să ridice restricțiile așa cu COVID-ul. E pe întreaga planetă. Să mă duc, frate, și eu într-o vacanță. Că n-am mai fost într-o vacanță. Vai de viața mea. Și cred că mă duc în Norvegia. Când o fi să mă duc. Pentru că am auzit că e tare frumos. Haide, mama, am rușu. Nu contează. Haide. Da, bă! Haide! 125. Opa! Dacă nu puneam până acolo, mă duceam urât. Mamă, ce-am față, uite-și eu cât de circulețe. Aș vrea să conduc pe aici din tărt, păi sunt tară... Din tărt, sunt... Nu știu, măne, nu... Nu am control asupra... camionului. Mamă, deja m-a enervezat pe mine, papa, care o să nici nu vreau să mă gândesc cât de tare vă e nervoză pe voi. Eu încerc să mă tai din ciripiturile lui. Uite, acum s-a pus pe mâna mea. Aoleo! Câta curba, băi! Mamă! Uite, ce-o pasă, bă, că trebuie să încetinesc până eram... Dumnezeu trebuie să încetinez ca să iau curba asta în siguranță. Gala, bă, băiți, am făcut și cerculețele alea. Mai avem 219 de kilometri. Nice. Pare că avem 533 sau 543. Ia uite, bă, ce-mi plac mulți ăștia cum i-au făcut. Dar noi am dezactivat starea de somn. Pentru că ne lua foarte mult timp. Și înțelegeam după aia la destinație. Bine, era mai rar, dar na, am dezactivat-o. Am lăsat amenziile, am lăsat tot în afară de starea de somn. Aici la dreapta. Perfect. Haide. Benzinărie, bă, noi n-avem nevoie de benzinărie. Dar avem benzină. Așa că nu ne mai trebuie să alimentăm. Deocamdată. Poate mai încolo. Am mai repede, mă. Hai să-l depășim pe nenea asta. Cum începe precum un mort. Ok, aici trebuie să încetinim o lacă. Pentru că nu vrem să ne răsurnăm. Bun, perfect. Bă, mă fac șoferetier. Bă, nu știu, îmi place jocul ăsta pentru că este foarte... foarte relaxant, adică cel puțin pentru mine este foarte relaxant.
dar din păcate nu pot să fac pe live, pentru că v-ați plictisit extrem de repede de el și ați plecat de pe live. Uitați să nu mă joc jocul ăsta pe live, că m-aș juca, credeți-mă, dar nu mă joc pentru că știu că nu o să vă placă, știu că o să vă plictisiți foarte repede și o să plecați de pe live. Și o să mai rămân eu cu mine. Dar să încerc să fac un joc în mult player cu voi, cu mecanul Strike, știi ce zic? Pentru că acolo mai e un suspans, e cine câștigă, cine pierde, știi? Cine are coduri, cine n-are coduri, pentru că acum Counter Strike este un joc pentru codaj, nu mai este un joc pentru și cu skill, este pentru cine are codul mai bun. Și da, de asta nu mi zic eu jocuri single player pe live, pentru că mă plictisesc. Nu știu dacă aș vrea voie să facem jocuri single player pe live-uri, să-mi spune. Ok, trebuie aici să luăm la stânga, așa că trebuie să ținem picior pe frână, pentru că nu știu niciodată, și bine că l-am ținut pe frână și că am pus frână, că dacă nu puneam frână, mă duceam la dracu. Ia uite, în stânga noastră este linia de tren. Dacă vreți, putem să facem și pe trenul. Dar bine, nu știu dacă trebuie să joc, o să te duci tocmai până acolo, pentru că ne urătrăcim liter dacă te îndepărtezi foarte mult de stradă. Oricât de plat ar fi drumul, tu nu poți să mai înaintezi. Da, bă, băieți, mi-a sunat telefonul și a trebuit să răspund, pentru că era un apel destul de important. Da, mă rog, bă, mai avem 142 de kilometri și încet să fiu, nu știu când a trecut timpul. Mamă, filmez de 28 de minute. Ui, ui, ui. Nu știu cum trecu. A trecut atât de repede din bun, dar sigur tăiau pe filmare și nu lase eu atât, că nu se uită nimeni la tot clipul integral. Trebuie să ciopărcesc din el, cum am spus și la început, trebuie să ciopărcim din el. Bă, niciodată nu m-a plăcut să las clipurile integrale. Mi-a plăcut să mă joc prin edit și te joc cu joacă în joacă. Am început să editez, frate, și să fac două feluri de nebuni prin edit, să... După aia să fac poze pe dominatură. Am început ușor-ușor. Da, m-a ajutat prietenul meu, care m-a ajutat să filmez unele vloguri. M-a ajutat și acum îmi editează el unele vloguri. Dar pe... În afară de vloguri, ce vedeți voi gaming la mine pe canal, eu le editez. Și eu fac poza de thumbnail și eu fac tot. Deci zic că mă sunt un limbo micro, tu sunt pozele de la minatoră de pe YouTube. Da, eu mi le fac. El doar îmi editează unele vloguri. Eu fac pozele de thumbnail, pentru că mi-a zis că eu mă pricep mai bine la Photoshop decât el. Și în continuare trag să învăț lucruri noi, pentru că lucrurile alea așa noi te ajută pe tine ca om să îți deschizi mintea,
să cunoști, să vezi mai multe despre tot ce se poate, mai multe cunoștințe despre orice domeniu. Dacă ai, încă o dată este mult mai ușor să vorbești cu un om. Uite, eu încă învăț, eu încă nu dau pe frate de învățat, citește cărți, citește foarte, foarte multe, nu știu, romane, poezii, toate nebunile pe care le găsiști. Și o să vezi că o să te ajute. O să te ajute foarte mult. Deci dacă te-ai uitat la primele mele episoade de pe canal, o să vezi că n-avea vorbam, pentru că nu știam despre ce să vorbesc. Pe mine YouTube m-a ajutat foarte mult. Pe mine YouTube m-a ajutat foarte mult. Pentru că eu fără YouTube nu reușeam să vorbesc atât de clar. Eu fără YouTube nu puteam să am ce acum. Eu fără YouTube nu aveam prieteni pe care îi aveam acum. Deci YouTube-ul m-a proporțat destul de multe, foarte mult și m-a ajutat pe lângă viața, pe lângă învățarea financiară, m-a ajutat și pe partea de învățământ. Pentru că datorită YouTube-ului mi-a trebuit foarte multe cunoștințe și a trebuit să văd pe unele lucruri. Dacă nu învățăm anumite lucruri, nu putem să fac ceea ce fac acum, știi? Deci, niciodată să nu renunți la visul tău. Probabil v-ați săturat de ce să zic eu, nu renunți la visul tău. Bă, nu te lăsa, frate. Nu te lăsa, în curând o să reușești să faci ceea ce îți place, cu adevărat. Asta nu înseamnă că dacă nu ți-a ieșit din prima, din a doua, din a treia, din a patra oară, asta nu înseamnă că trebuie să te lași. Dacă tu iubești ceea ce faci, lasă-o încolo. Continuă, mergi mai departe. Pentru că viața să-ți dărească exact ce îți dorești. Mam! De ce grea e? Poate. Holy fuck! Știu că se întorc. Mă pricep? Am că mă pricep! Ok. Și acum trebuie să dăm pe spatele. Frumos, ușor, dar era timp și acum, gata, am lăsat încărcătura. Excelent! Bă, băiți, cam s-a fost episodul, îi spun că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Vedeți că disare de la 8 jumate, ori fac live cu paraș, ori fac live singur. Cam atât a fost, hai, am poate. Ciao, ne vedem!